Bună ziua tuturor! Tema acestui videoclip este să vedem gânduri, sentimente, acțiuni. Avem trei variante. Varianta numărul 1, ulcica roșie, varianta numărul 2, ulcica albă cu flori roșii și varianta numărul 3, ulcica neagră. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. O să vă las câteva momente ca să vă alegeți varianta și să vă gândiți la o persoană care doriți voi. Ok, sper că v-ați hotărât. Dacă nu v-ați hotărât, nu e niciun fel de problemă. Puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă și anume varianta ulcică roșie. Să vedem ce gânduri are persoana respectivă pentru voi, persoana la care voi v-ați gândit, ce gânduri are persoana la care voi v-ați gândit. Ce sentimente are persoana la care v-ați gândit. Și acțiunile persoanei. Acțiunile persoanei la care voi v-ați gândit. Și avem și cărțile oracol, să vedem mesajul persoanei la care voi v-ați gândit din cărțile oracol. Mesajul persoanei la care voi v-ați gândit din cărțile oracol. Da, o singură carte a căzut, nu e niciun fel de problemă. Exact asta o vom și citi la final. Bun, ce pot să zic în acest caz, din păcate sau din fericire, nu știu. Voi știți acum exact situația în care vă aflați. Această persoană, e adevărat, se dedică foarte mult muncii, dar această persoană mai are și familie sau are o situație de stabilitate alături de altcineva. Cumva această persoană posibil să lucreze într-un domeniu în care este nevoie să și călătorească, dar în același timp, pentru că situația din familia sa nu merge așa cum și-ar dori, mai caută și așa zisă aventură și poate că tot așa ați apărut și voi în viața acestei persoane. În cazul în care v-ați despărțit de această persoană, da, regretă despărțirea de voi sau separarea sau distanțarea sau cum vreți voi să o numiți, dar asta nu înseamnă că se reîntoarce curând la voi. De reîntors se reîntoarce, dar nu așa cum voi v-ați dori. Această persoană s-a întors în sânul familiei, își dorește cumva, dintr-un anumit punct de vedere, să facă ca relația sa să funcționeze. E adevărat, face pași foarte mici, dar rezultatul nu este cel care a crezut că ar putea fi. Pentru că, de asta v-am spus, da, a renunțat la voi crezând că va putea face ca relația în familie să meargă așa cum ar trebui să meargă, dar nu se va întâmpla acest lucru și după se va reîntoarce din nou la voi. E clar că acolo unde o situație nu merge de ani de zile, nu poți să o îndrepți într-o lună, două luni, trei luni, ceva de acest gen, că n-ai cum. Ca și sentimente pentru voi, are sentimente pentru voi, nu pot să zic că nu are sentimente pentru voi, însă luând decizia de a se reîntoarce la familia sa, cumva sentimentele voastre vrea să le uite. Ceea ce simte pentru voi vrea să uite. Dacă ar putea să își scoată gânduri, sentimente din inimă, așa de ușor cum crede, ar face. Doar că, din păcate, lucrurile nu sunt așa și nu poate să scoată sentimentele sau să vă uite sau să uite ce a trăit alături de voi și așa mai departe. Ca și acțiuni față de voi, trebuie să fiți conștient sau conștientă că da, această persoană se va reîntoarce la voi,
dar tot într-o formă în care ați fost și până acum. Adică, dacă voi sunteți cea de-a treia persoană, tot cea de-a treia persoană o să vrea să fiți în continuare, dar din câte văd aici, veți fi persoana care va refuza această situație. Persoana la care voi v-ați gândit în acest moment se simte blocat, blocată și nu vede nicio ieșire din situația asta în acest moment. Poate pe parcursul timpului, în anul următor, poate va face ceva schimbări. Dar acum, foarte curând, nu văd să facă aceste schimbări. Cu toate că și-ar dori să facă aceste schimbări, și-ar dori să vină spre voi, doar că cumva are poate frică, nu frică neapărat să zicem, dar poate că, nu știu, în familia în care a crescut, cumva i s-a impus, dacă te căsătorești, trebuie să te căsătorești pentru toată viața, dacă faci, nu știu, dacă mai faci și copii, trebuie să stai acolo, indiferent dacă e bine sau rău, ceva de genul acesta. Și atunci pune destul de mult accent pe treaba asta, chiar dacă nu îi este bine în acest moment. Indiferent de cât timp s-a despărțit de voi această persoană, se gândește în continuare la voi, regretă că nu poate vorbi cu voi, regretă că nu se poate vedea cu voi. Deci, și tocmai din acest motiv vă pot spune că devenit această persoană va veni la voi. Eu zic că cam în maxim 2 luni de zile această persoană se reîntoarce, doar că nu se reîntoarce cu alte gânduri decât cu cele care au fost și până acum. Acum, din câte văd, voi refuzați de a mai continua această relație în ritmul ăsta. Și din câte mai văd, voi veți întâlni o altă persoană alături de care veți hotărâ să mergeți pe mai departe. Ceea ce este foarte bine. Pentru că am spus că avem și această carte oracol care a ieșit. Această carte oracol ne spune că e vorba de echilibru. În iubire nu este întotdeauna vorba de acord, doar de dragul lui sau al ei. O relație grozavă este atunci când vă susțineți reciproc, iar în acest moment nu se pune problema de așa ceva. Voi cumva ați vrut să faceți ca lucrurile să meargă bine, să fie în echilibru, dar din păcate această persoană a ales un alt drum, iar voi trebuie să îi respectați decizia pe care o luat. Aici pot să vă mai spun că veți avea o discuție destul de clară pe față, ce va duce la o lămurire a unei situații. Din păcate, caracterul rece al acestei discuții poate duce la o concluzie negativă în ceea ce privește viitorul relației. De asta v-am spus că voi veți refuza această persoană în momentul în care va reveni la voi, pentru că nu veți mai dori să fiți acea persoană ascunsă, ci vă doriți cu mai mult de atât. Dar între timp văd că veți cunoaște și pe altcineva nou alături de care veți fi. Și atunci lucrurile se vor schimba, ca să zic așa, în favoarea voastră. Ce pot să vă mai spun este că aceste lucruri se pot întâmpla până în luna octombrie sau chiar în luna octombrie. Cel târziu. Eu cam atât am avut de spus pentru prima variantă. Sper că au fost informații utile și voi trece la varianta cu numărul 2, pulcica albă cu flori roșii. Să vedem și pentru cei de la pulcica albă cu flori roșii gândurile persoanei. Wow! Mi-au căzut cărțile pe jos, dar le voi lua acum. Se pare că este o persoană destul de rece, o persoană destul de rațională. Posibil ca această persoană în acest moment să fie la distanță de voi sau să se poarte rece cu voi, chiar dacă este foarte aproape. Hai să vedem sentimentele acestei persoane pentru voi. Sau este posibil să fie plecat a plecată cu locul de muncă, pentru că lucrează în alt oraș sau în altă țară. Ceva de acest gen. Ok, hai să vedem și sentimente. Sentimentele acestei persoane pentru voi.
și acțiunile acestei persoane pentru voi. Care vor fi acțiunile acestei persoane pentru voi. Hai să vedem. Bun, văd că la acțiuni au ieșit mai multe cărți, dar le vom lua pe toate, fără niciun fel de problemă. Ok, hai să vedem și ca și mesaj din cărțile Oracol. Deja a și ieșit o carte, să vedem dacă mai iasă vreuna. Da, mai ieșit una și vom vedea la final ce înseamnă. Bun. Așa cum am spus, această persoană este o persoană un pic mai rece, o persoană mai rațională, o persoană care, când voi credeți că lucrurile merg în direcția care trebuie, parcă atunci din nou se poartă rece, din nou face ceva care pe voi vă deranjează și vă supără și cumva tot o luați de la capăt. Această persoană este în relația, nu doar în relația cu voi, ci în general atunci când își face o relație, e mereu în a cuceri persoana respectivă. Pot să spun că se gândește destul de mult la această relație, se gândește cum să vă surprindă, cu ce ar putea să facă pentru a primi această persoană în viața voastră cât mai curând și cât mai mult, sau să vă propună, dacă cumva nu v-ați separat, să vă propună să faceți încă un pas în plus. Cert este că ceva s-a întâmplat între voi, de asta am zis că da, în cazul în care nu v-ați separat, văd că au fost niște discuții, au fost poate chiar niște certuri și care aceste certuri au dus la, poate la o răcire cel puțin, dacă nu cumva chiar la o separare. Dar această persoană regretă această separare, nu se pune problema, indiferent cât ar avea alte persoane care să-i ofere iubire, nu știu, sau mai știu eu ce, gândul lui sau al ei este la voi. Chiar dacă este la distanță de voi, această persoană se gândește foarte, foarte bine dacă să mai vină spre voi sau să nu mai vină spre voi, dar din câte văd aici, de revenit în viața voastră, va reveni. Cumva își va dori să lase ceva în trecut. Dacă va trebui cumva să facă o alegere între voi și altă persoană, posibil ca acea persoană să o lase în urmă, în trecut, pentru că chiar dacă a avut o relație sau are o relație în acest moment cu altă persoană, este o situație de stagnare, este o situație care nu poate duce la nimic pozitiv. Și atunci această persoană se gândește să lase toate aceste lucruri în urmă și să facă schimbări în viața sa. Acolo unde această persoană, pentru că din câte văd această persoană, posibil să fie o persoană căsătorită, posibil să fie poate de altă religie, poate de altă naționalitate, nu știu, ceva de acest gen, își dorește să facă această schimbare. Dacă este căsătorit, să lase căsătoria deoparte și să vină spre voi. Se gândește destul de mult la această situație, se gândește cum să o rezolve, se gândește ce ar putea să vă spună, ce ar putea să facă. Pentru că, așa cum am spus, dacă voi în acest moment sunteți separați, e clar că nu poate veni pur și simplu să zică hai să ne mutăm împreună sau hai să facem lucrurile împreună. Da? Și atunci se gândește și destul de mult la aceste lucruri. Ca și sentimente față de voi, are sentimente, nu se pune problema, însă pe undeva îi este și bine și așa cum îi în acest moment. De ce? Probabil că această persoană mai comunică, să zicem, cu alte persoane pe rețelele de socializare și cumva această persoană cred că își dorește să primească, să-și primească validarea din mai multe părți. Și poate voi cumva i-ați restricționat acest lucru. Ca și acțiuni, da, va veni spre voi fără niciun dubiu. Aș putea să zic că în maxim
trei luni de zile această persoană este la voi, dar poate chiar și mai repede, n-ar fi nimic exclus ca până în 8 octombrie această persoană să fie la ușa voastră, spunându-vă de fapt ce își dorește și ce vrea să facă pe mai departe. Dar, din câte se pare, și la voi ca și la cei de la prima variantă, rezultatul este că și voi veți întâlni o altă persoană și e posibil să vă doriți să rămâneți cu persoana nouă care va apărea în viața voastră. Nu știu dacă sunteți persoane la care se întâmplă cam același scenariu, la fel cam cum se termină și la cei de la prima variantă, sau ați fost persoane nehotărâte care n-ați știut dacă să alegeți prima sau a doua variantă. Cumva aici sunt lucruri asemănătoare care se termină cam în același fel. Chiar dacă nu se poartă această persoană, dar e foarte asemănătoare etalarea. 2 față de etalarea 1. Da? Bun. Ok, să vedem și cărțile Oracol. Iar cărțile Oracol ne spun așa. Prima carte Oracol, da? Ne spune nu lua decizii bazate pe vinovăție sau ce crezi că ar trebui să faci pentru că este doar în a fi fidel cu tine însuți și abia apoi poți fi fidel celorlalți. Și cea de-a doua carte ne spune iertare, aici e vorba de iertare, încetează să-ți mai folosești energia pentru evenimentele din trecut, căci viața este prea prețioasă pentru a o pierde. Tu îți creezi realitatea prin ceea ce crezi. Visează și imaginează-ți ceea ce vrei să obții. Adică, de exact ce vă tot repet, folosiți legea atracției. Gândiți-vă la ceea ce vă doriți să se întâmple în viața voastră, pentru că exact aia se va întâmpla. Și chiar dacă această persoană poate în unele cazuri a dat vina pe voi, nu neapărat că cearta sau separarea a avut loc din vina voastră, dar se pare că este o persoană care, oricât ar greși, e mai ușor să spună e vina ta decât să spună e vina mea, scuze. Da? Deci ceva de gen. Ok. Și am să trec la varianta cu numărul 3, Rucica Neagră. Să vedem gândurile persoanei la care voi v-ați gândit. Hai să vedem gândurile persoanei la care voi v-ați gândit, la tot așa multe cărți. Hai să vedem gândurile persoanei la care voi v-ați gândit. Bun, aveți grijă un pic aici. Sentimente. Hai să vedem sentimentele persoanei. Cred că aici vorbim în primul rând despre o persoană geloasă sau posesivă, chiar dacă poate nu se arată. Sentimentele persoanei și intențiile persoanei. Hai să vedem intențiile persoanei. Bun. Această persoană își dorește să vină spre voi cu o ofertă, să mai facă un pas în plus, în sensul că dacă sunteți acum separați, își dorește să vă împăcați. Dacă nu v-ați certat, își dorește să facă un pas în plus. Poate să vă ceară în căsătorie sau deja să faceți nunta. Deci cumva se gândește să se mai facă un pas în plus la relația voastră. Lucrurile văd că se mișcă destul de greu. Acum, probabil că această persoană își dorește, dar nu își dorește o familie, să facă în acest moment o familie sau poate chiar nu poate să facă în acest moment o familie pentru că deja această persoană este cu altcineva, are o altă situație stabilă. Dar asta nu înseamnă că e valabil pentru toată lumea. Din câte văd aici, această persoană este posibil să, așa cum am zis, să fie destul, o persoană destul de obsedată, geloasă,
și chiar posesiv, posesivă. O persoană care, oricum cât de curând, cumva își va da rama pe față, cumva s-ar putea să aveți o discuție destul de intensă cu această persoană, tocmai pe motivul geloziei. Nu este o situație prea drăguță, însă, din păcate, asta este. Ca și sentimente, nu pot să zic că sunt sentimente, chiar dacă vouă vi se pare că sunt sentimente sau că face aceste scene de gelozie pentru că vă iubește, nu. E doar o obsesie sau o posesivitate, ceva de acest gen, nici de cum iubire. Intențiile acestei persoane, să știți că această persoană vine foarte, foarte curând spre voi. În maxim 9 zile, sigur, veți primi un mesaj, un apel sau chiar vă treziți cu persoana față în față, dar din câte văd, au existat destul de multe certuri. Chiar dacă ați ajuns în punctul de a decide să vă căsătoriți, au existat destul de multe dezamăgiri, au existat certuri, au existat discuții și tot felul de lucruri de acest gen. Nu văd aici în această situație, o relație care să zicem, da, e frumoasă. Bine, acum, orice relație, voi probabil gândiți, orice relație are și urcușuri și coborâșuri. Sunt de acord. Doar că, din câte văd aici, majoritatea dintre voi trec prin niște situații destul de dure alături de această persoană. Unele dintre voi poate chiar sunteți unde sunt cazuri de violență, nu doar verbală, ci chiar și fizică. Deci, cumva e o situație destul de nu foarte drăguță și nici nu va fi foarte drăguță nici pe viitor. Da, gânduri de căsătorie sunt, cred că și din partea voastră și din partea acestei persoane, sau poate pur și simplu vă gândiți dacă nu era așa violent, merita să mă căsătoresc cu el, sau dacă cumva gândiți că căsătorindu-vă cu această persoană reușiți să-l schimbați sau să o schimbați, ați greșit gândirea. Pentru că această persoană nu se va schimba. Vă poate promite, da, dar asta nu înseamnă că o va și face. Deci mare, mare grijă aici, pentru că lucrurile nu merg în direcția bună pentru această relație. Dar acum, oricum trebuie să țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu se poate potrivi pentru toată lumea. Din câte văd, această persoană este destul de egoistă, este destul de individualistă, e destul de narcisist. Aș putea, sau narcisist, aș putea spune, cumva această persoană a suferit în trecut o decepție și cred că orice relație ar avea și acum și pe viitor, le aseamănă, le asociază, cumva încearcă să vadă dacă sunt diferențe, asemănări și așa mai departe între voi și persoana care a dezamăgit această persoană. Deci aici este o traumă, pot să spun, în urma acelei dezamăgiri, o traumă care în mod normal ar trebui vindecată. Dar nu cred că această persoană a făcut ceva pentru a vindeca această traumă. Se simte destul de blocat, blocată și nu văd să facă ceva pași pentru a rezolva această problemă. Probabil că are zilele lui în care este cel mai minunat om de pe pământ, dar are zile când e un adevărat demon. Deci, mare, mare grijă cu această persoană. Hai să vedem ce ne spun și cărțile oracol despre această persoană. Bun, avem și două cărți. În primul rând a ieșit această carte care spune romantic, săgeata lui Cupidon te lovește. Aici posibil să vă îndrăgostiți de cu totul și cu totul o altă persoană. Și aici mai avem, imaginați-vă toate gândurile nedorite dizolvându-se în lumină. Creează un nou spațiu în inima ta pentru noi oportunități și posibilități în viața ta. Deci, cărțile vă spun foarte clar. Gândiți-vă la noi oportunități, la nou, o nouă relație, o nouă persoană și așa mai departe, pentru că această persoană la care v-ați gândit pentru această etalare nu este pentru voi. Dar, oricum, aveți mare grijă la mesaje, apeluri sau mai știu eu ce primiți din partea acestei persoane, că sunt mesaje sau apeluri destul de negative. Cam astea au fost
informațiile pentru această etalare. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!